Iubiți credincioși, azi suntem în Duminica 10-a după Rusalii și aș vrea să vă spun câteva cuvinte pe marginea acestei pericope evanghelice care s-a citit astăzi. Ni se relatează din Sfânta Evanghelie că Domnul Iisus Hristos, de fapt atunci coborâse de pe muntele Tabor și a fost întâmpinat de un tat îndurerat. Acest tată îndurerat avea un copil care era posedat de duhuri necurate. Duhurile rele îl chinuiau, îl aruncau în foc, în apă, făcea spume la gură. Este o boală groaznică îndrăcirea și mai ales pentru un copil, pentru un tânăr și mai ales pentru părinții, pentru părinții lui. Părinții, în loc să-i vadă pe copii ca pe îngeri, zâmbind, bucurându-se în nevinovăția lor, să-i vadă chiar ca pe niște îngeri al lui Dumnezeu, să-l vadă chinuit ca pe un demon, schimonosit, urât, că demonul, prin chinul care îl face, transmite urâțenia lui, schimonoșenia lui. Și prin aceasta aduce iadul pe pământ. Și această stare, părinții trăiesc raiul în familia lor, prin copiii lor. Fiecare om are în el nostalgia paradisului, nostalgia raiului de unde a căzut. Și doar prin copii, el se bucură în nevinovăția copiilor, care sunt o minune dumnezească, creația, sau orice creația de Dumnezeu, se bucură și retrăiește această compania îngerilor, această nevinovăție a îngerilor și frumusețe duhovnicească a nevinovăției a îngerilor prin copii. Așadar, vă dați seama ce durere poate să fie pentru un părinte când un copil este posedat de demon și probabil că pentru păcatele părinților, copiii la cea vârstă ne au păcate. El vine, se aruncă la picioarele Mântuitorului, îi cere să-i vindece copilul. Și Mântuitorul întreabă de când se întâmplă aceasta. Și el spune din copilărie. Copilul acum era adolescent, avea 14, 15, 16 ani. Și era chinuit de mulți ani. Și Domnul stă și l-ascultă, iar acest om, acest tat îndurerat, îi spune Mântuitorul, am fost și la ucenicii tăi, dar n-au putut să-l vindece. Și Mântuitorul atunci oarecum întristat, îndurerat, spune, o, neam necredincios, până când voi fi cu voi, până când vă voi răbda. Și atunci a poruncit, aduceți aici copilul. L-a adus, l-a întrebat de când e bolnav, cum întreabă orice doctor, i-a spus din copilărie și a spus, de poți face, fă ceva, ajută-ne. Și Domnul i-a spus, la rândul lui, de poți crede, toate sunt cu putință celui ce crede. Adică pentru orice vindecare trebuie credință. Pentru orice rugăciune împlinită trebuie credință. Și tatăl îndurerat, care nu era un creștin practicant sau un credincios practicant, așa cum suntem mulți dintre noi, a căzut în genunchi și cu lacrimi a strigat, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Este cel mai mare paradox al mărturisirii credinței umane. Acesta este omul, credința este un dar de la Dumnezeu, iar el, de fapt, o are puțină ca dar de la Dumnezeu, dar nu a cultivat-o și nu a crescut-o ca virtute. Și atunci el nu are la îndemână decât umilința să cadă cu lacrimi în genunchi și să strige cu lacrimi, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Adică cred că Tu mi-ai dat darul să cred, dar în materie de virtute, adică virtutea care ar fi trebuit să o cultiv, să am o credință, să pot muta și munții, eu n-am cultivat-o. Și atunci cad în genunchi și strig, Doamne, paradoxal, ajută Tu necredinței mele, adică prin umilință și prin lacrimi. Și atunci Domnul Iisus îi vindecă copilul, poruncește duhurilor rele, necurate, să iasă din copil, din tânăr. Tânărul se vindecă, el apare acum sănătos, frumos, luminos, ca după un martiriu.
în fața tatălui său, care îl îmbrățișează cu drag, el îmbrățișează pe tatăl său cu drag, ceea ce nu putu să facă mai înainte, și toată lumea slăvește pe Dumnezeu și binecuvintează pe Dumnezeu și mulțumește lui Dumnezeu și pe Mântuitorul, iată, care a făcut această minune. Apostolii întreabă de ce noi n-am putut să-L vindecăm și Domnul Iisus Hristos zice, acest neam de demon nu iese decât cu rugăciune și cu post. Și apoi conchide, și fiul omului trebuie să pătimească și să fie dat răstignirii și morții și a treia zi să învieze. Și o să vedeți de ce. Și din această întâmplare, noi conchidem de importanța rugăciunii, a stăruinței, a postului, a umilinței. Ca să se împlinească o rugăciune, noi știm că rugăciunea este a cerului, a raiului. Și prin rugăciune se deschid cerurile, prin rugăciune Moise a primit tablele legii, prin rugăciune Ilie a închis cerul 3 ani și 6 luni, prin rugăciune a înviat pe fiul văduvei din Sarepta Sidonului, prin rugăciune a trecut, a făcut minuni în pustie, a văzut roșie. Și atunci vedem cât de importantă este rugăciunea. Deci, mai întâi, deci, trebuie să conchidem că noi, ca să avem o relație cu Dumnezeu, să ni se împlinească cererile noastre și dorințele noastre, trebuie să ne rugăm. Dar observăm, dacă rugăciunea este cheia cerului, rugăciunea este cea care ține lumea, rugăciunea, zice Sfântul Ioan Scăraru, că este împreună vorbire cu îngerii și prin calitatea ei ținătoare a lumii, adică lumea aceasta este ținută prin rugăciune. Când nu vor mai fi oameni care să se roage, lumea aceasta se va sfârși. Și vedem, deci, cât de importantă este rugăciunea. Că rugăciunea, de fapt, este totul. Ea cuprinde toate virtuțile, toate faptele bune. Dar cum trebuie să fie rugăciunea? Rugăciunea trebuie să fie făcută cu credință. Și credință, așa că se întâmplă, noi avem cât avem. Avem uneori puțină, uneori mai puțină, uneori suficientă, dar niciodată nu avem acea credință care mută morții, învie morții sau poate să facă să meargă minuni, potolească furtuna sau să oprească cerul. Și atunci mai există o a treia cale care, prin care trebuie completată credința. Este stăruința în rugăciune. Toți Sfinții Părinți ne spune, și Mântuitorul de fapt ne spune, stăruiește în rugăciune. Adică nu te ajuns să te rogi puțin, te rogi 10 minute, 5, rogă-te o jumătate de oră, o oră, rogă-te 2, 3. De fapt, rugăciunea e considerată făcută, ea nu e un scop în sine, ci este un mijloc. Și ea este suficientă doar atunci când ni s-a împlinit. Unii o se împlinește după un ceas, alte ori după o zi, alte ori după o lună, alte ori după un an. Trebuie să faci 1000 de ore de rugăciune. Deși nu contează cât te-ai rugat, ci contează stăruința cu care te-ai rugat. Stăruința adică să te rogi până ajungi la acea stare sufletească de aprinderea sufletului, de aprinderea inimii, de aprindere, de lacrimi, de iubire față de Dumnezeu, de lacrimi de căință, acel foc dumnezeiesc, până să aprinde acel foc dumnezeiesc, zice Părintele Steinhardt că apa este caldă, călduță, fierbinte, până la 99 de grade, dar nu fierbe numai de la 100. Trebuie să depășești 100 de grade, să fiarbă, ca să se transforme din apă lichidă în vapori și așa să se înalță la cer. Deci, iată, stăruința este cheia împlinirii rugăciunilor. Și mai este ceva. Uneori putem stărui, poate o lună, un an, și nu se împlinește. De ce? Pentru că o facem cu o anumită formalitate, o facem cu o anumită împietrire a inimii.
O facem cu starea noastră omenească, nu o facem cu starea noastră duhovnicească. Și atunci este nevoie și de umilință. Deci, a treia etapă, deci după stăruință, este umilința și a patra postul. Umilința ce înseamnă? Sfântul Marcu Ascetul spune, la un răspunde la o întrebare, ce este credința? Spune un adânc de umilință. Doamne, eu n-am făcut fapte bune care ar fi trebuit, nu m-am rugat încetat, n-am postit, nu sunt creștin practicant ca să am o duhovnicie, încât prin duhovnicie, atunci când mă rog, să mi se împlinească orice rugăciune, să se oprească ploaia sau să vină ploaie sau să vindece orice boală, cum se întâmplă la unii sfinți părinți trăitori. Nu, dar mă umilesc. Și în momentul în care mă umilesc și stric cu umilință, Doamne, ajută neputinței mele, ajută necredinței mele, ajută insuficienței mele, ajută lipsei mele de virtuți, de trăire duhovnicească, umilința împlinește oarecum virtuțile și trăirea. Umilința duhovnicească și smerenia împlinește toată trăirea noastră, tot acest ciclu de viață duhovnicească pe care noi nu-l trăim. Și la aceasta, sigur, se adaugă și postul, pentru că umilința adevărată nu poate fi decât atunci când omul e în post, când nu mănâncă, numai atunci se umilește cu adevărat, că atunci când el mănâncă și se simte bine, trupește, sigur, nu o să aibă lacrimi, nu o să se poată umili. Deci, iată, postul și umilința și stăruința fac adevărata rugăciune care împlinește orice minune, orice cererea noastră, orice cererea noastră, nu știu, vindecare. Se spune despre Maica Domnului că ea se ruga cu lacrimi, cu milință, mânca foarte puțin, doar fructe, mochine, măsline, foarte puțin, și deși era fără păcat și era Maica lui Dumnezeu, ea nu se gândea că e fără păcat și Maica lui Dumnezeu, ci se ruga cu lacrimi. Și toată noaptea se ruga, spune că avea picioarele, genunchii, ca și cămila bătătorit de câte mii de metanii făcea și coatele. De stăruia în rugăciune zi și noapte și toți sfinții. Și iată, astăzi îi sărbătorim pe sfinții mucenici brâncoveni, sfinții martiri brâncoveni, pe care Maica Domnului i-a luat la cer pentru că în ziua adormirii ei. De ce? Pentru că uneam aseară într-o predică la Mănăstirea Florești, că cine cere Maicii Domnului rugăciuni duhovnicești, adică cere duhovnicești, cerem să ne vindece de necredință, să ne vindece sufletul de lipsa duhovniciei, de lipsa Harului Dumnezeiesc, să ne dea starea mântuirii, cine cere acest lucru, îi se dublează răspunsul. Adică îi cer un lucru și îți dă două. Îi cer mântuirea sufletului și îți dă și mântuirea trupului. Adică cine cere mântuirea sufletului, dă ca și trupul să se mântuiască și dă desăvârșirea. Maica Domnului mijlocește desăvârșirea și pe cei care îi urmează ei cu adevărat, îi ajută să se mântuiască, să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și aș zice, iată, Sfântul Constantin Brâncoveanu a trăit într-o vreme foarte delicată și dificilă pentru istorie. Atunci se spune că cine își dorea coroana unei țări stăpânite de turci, își semna condamnarea la moarte. Și el nu și-a dorit, că avea 11 copii, era un boier bogat, credincios, evlavios, și nu se gândea să fie domnitor, că știa că, ca și domnitor, oricând poți fi pârât pe nedrept la înalta poartă și poți fi acuzat și poți fi decapitat. Adică ți-ai semnat decapitarea, ți-ai semnat condamnarea la moarte, a primit firmanul de domnie. Și Sfântul Brâncoveanu n-a vrut, dar a primit pentru binele țării și a fost cea mai lungă domnie din perioada, să zic, postmodernă, din 1688 până în 1714, 24 de ani, o domnie în care a creat o epocă, epoca brâncovenească, a făcut peste 40, aproape 50 de biserici și a restaurat, a avut școala brâncovenească de la Hurez, de pictură, condusă de Constantinos, de starețul Arhimandrit Ioan, și a făcut lucruri dumnezeiești. Ei, el a trăit această rugăciune și umilință continuă și tot timpul era pregătit de moarte.
25 de ani a trăit cu sabie deasupra capului. Vă dați seama ce înseamnă 25 de ani să te pregătești de decapitare și toată familia ta. Și așa s-a rugat, așa a fost de pregătit sufletește, că după ce a fost arestat în Joia Mare în 1714 și torturat, umilit în închisoare timp de câteva luni, până la 15 august 1714, deci din aprilie, prin 10 aprilie, până la 15 august, în ziua adormirii Maicii Domnului, acuzat că ar fi tipărit bani și că n-a dat în alte porți atâta tribut, atât de mare cât ar fi putut, după posibilitățile lui, în fața tuturor ambasadorilor plenipotențiari ai puterilor occidentale, inclusiv ambasadorul Vaticanului, Sfântul Constantin Brâncoveanu a fost decapitat. A fost decapitat în, acolo de Sultanul Ahmed al III-lea, la aproape de Palatul Topkapı, unde se vede și astăzi fântâna lui Ahmed. Și acest crud, sângeros sultan, deci l-a decapitat pe Sfântul Brâncoveanu cu cei patru feciori ai lui și ginerile Sfântului Ianache. Și deci vă închipuiți ce stare duhovnicească a avut și considerăm aceasta un mare har al lui Dumnezeu și a Maicii Domnului pentru un om care a trăit un creștinism practicant. Pentru un om care toată viața a postit, s-a rugat, a făcut fapte de milostenie, a făcut bine, a făcut biserici, a creat o epocă, scriitori, poeți, pictori, a ajutat, a dezvoltat o artă creștină, Dumnezeu l-a învrednicit și Maica Domnului să-l ia la cer, așa cum Maica Domnului, când s-a mutat la cele cerești, s-a mutat pe foarte mulți ducându-i la cer. Ea fiind fără păcat, s-a dus la cer și cu un Domnul când a înviat a dus multe suflete la rai, așa și Maica Domnului. Și la unii sfinți care sunt nematerialiști, care nu iubesc deloc materia și trăiesc foarte duhovnicește, adică se dedică cu totul duhovniciei, le dă și împărăția aceasta și împărăția de dincolo. Sfântul Brâncoveanu, fiindcă a slujit pentru Dumnezeu o împărăție, dar nu și-a dorit împărăția omenească, el și-a dorit împărăția cerească. Și pentru că și-a dorit împărăția cerească și-a trăit, pentru ea a gestionat bine și o împărăție pământească, Maica Domnului l-a învrednicit nu numai sufletul să-și mântuiască, că el putea fi sfânt, un sfânt ca Sfântul Neagoe Basarab, un sfânt cuvios, domnitor, evlavios, dar nu și mucenic. Iată că Maica Domnului l-a învrednicit să fie și mucenic și cu trupul. Și iată că ce mucenicie, aproape unică în istorie, sau sunt foarte puține, să fie condamnat la moarte și să aibă puterea duhovnicească încât să-i fie tăiați în fața lui patru feciori. Patru. Constantin, cel mai mare, Ștefan, Raduș și Matei, care avea doar 11 ani, 10 ani, 10-12 ani, copilaș mic. Și acest copil care la un moment dat, când a văzut trei capete la frații lui mai mari tăiate, a zis, tată, eu vreau să trăiesc, copil. Și el i-a zis, tată, din neamul nostru nimeni nu s-a lepădat de credință. De ce? Am pierdut tot, am pierdut împărăția lumească, li s-a dat ca să trăiască, să-și lepede credința creștină, să lepede Hristos, să treacă la Mahomed, la regina musulmană. Și a zis, măcar atâta, să ne păstrăm sufletele. Și atunci a prins curaj. Deci ce credință a avut Sfântul Brâncoveanu, ce umilință, ce trăire, că a avut putere cu un cuvânt să transmită cuvânt credință și fiului lui mai mic, care era, la un moment dat, își pierduse credința. Și a zis, el a stat rând și a zis, cred și eu, vreau să mor creștin, ca și frații mei. Și a pus capul pe butuc, copil de 10 ani și a fost decapitat. Și apoi Sfântul Brâncoveanu, cu mulțumire în fața lui Dumnezeu, cu mulțumire, și-a plecat capul. Și așa cum cântă o cântare, astăzi brâncoveneasca ceată la cer se mută împreună cu stăpâna tuturor. Adică în ziua adormirii Maicii Domnului, iată, au plecat la cer și Sfinții Brâncoveni. Ce mare har de la Dumnezeu dat și de Maica Domnului. Iată ce înseamnă, vedeți, o viață creștină. Și așa cum am spus, iată că Domnul Hristos, spuneam la început, sfârșește Evanghelia
cu cuvântul că, din care afirmă că și fiul omului trebuie să moară, să fie răstignit și a treia zi să învieze. Ce arată că aceasta, că și fiul omului, fiul lui Dumnezeu, care era fără de păcat și el este, nu poate să treacă din lumea aceasta în împărăția lui Dumnezeu, și ne arată nouă această cale, decât prin suferință, prin răstignire. Adică nouă ne cere post, rugăciune, umilință, stăruință, nu neapărat martiriu, nu la toți. Nu toți avem așa har să ajungem la o stare duhovnicească atât de înaltă încât să primim martiriu, deși martiriu înseamnă desăvârșirea. Acesta e lucru desăvârșit, așa ar trebui să fie. Dar ne arată că El fără păcat ne arată, nu este altă cale de a ajunge la cer în împărăția cerească decât prin cruce, prin suferință. Și El primește crucea, suferința de dragul nostru. Așadar, iată, Domnul Hristos se răstignește nevinovat, fără păcat, de dragul nostru, suferă bătăi, scuipări, răstignire, moarte pe cruce. Maica Domnului stă rugăciuni neîncetate și plânge și în posturi neîncetate, cu milință și nevoințe. Toți sfinții în nevoințe și prin aceasta ne arată nouă care-i calea către cer. Adică, iată, stăruința în rugăciune, credința, care ne sporește credința, credința apoi se sporește prin umilință și post și așa putem împlini rugăciunile noastre. Ne împlinim rugăciunile noastre, dar așa cum v-am spus, ne rugăm, să nu ne rugăm doar pentru împlinirea celor pământești, să ne se vindece copilul, să avem serviciu, să tămăduiască mama sau tata, ci să ne rugăm pentru dobândirea împărăției cerești, pentru dobândirea darurilor duhovnicești, sufletești. Și dobândind darurile duhovnicești, ne vom reniși și de cele trupești și ne vom reniși să fim binecuvântați și în viața aceasta și să avem și cerească împărăție. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.